Dacă respecti rețeta și nu ți iese, îți trimit ingredientele la tine în bucătărie. Priviți și voi ce culoare are și să fie primit. Măi bune! Wow! Răcoritor! Exact cum trebuie să fie. Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la vișinile din grădină, păcat ar fi să nu fac un sirop. Da, dragi pofticioși, asta vreau să fac. Din găletușa asta vreau să pun de un sirop nemaipomenit. Se face simplu, atât de simplu că nici nu-ți vine să crezi. Dar ce este important e cum îl păstrezi, pentru că aici e marele secret. Așa că în cele ce urmează am să-ți arăt siropul meu de vișine. Acum gata cu vorbăria, ingredientele le găsiți acolo jos în descriere, nu că ar fi tare multe. Eu mă duc să spăl vișinele și mă întorc de grabă cu ele, gata. Hai, revin! Și iată ligienașul meu cu vișine. Vișine gustoase, exact cum trebuie să fie, culese proaspăt, mai exact acum 20 de minute. Acum, pofticioșilor, trecem mai departe la pasul următor, și anume, joaca pentru copii. De ce zic asta? Ei bine, dau deoparte, aduc lângă mine oala și să înceapă distracția. După cum vezi, mâinile mele nu prea arată cum trebuie, am curățat nucile pentru dulceață. Rețeta aici sus la recomandări. Și chiar dacă am folosit mănoși, ei bine, tot m-am colorat. Și am auzit că vișine fac treabă bună. Așa că spălat bine pe mâini, cu unghiile tăiate, mă apuc de treabă. Ce treabă? Uite asta. Iau frumos câte o mânuță și o storc aici în oală. Uite așa. Strâng bine și le chifrigesc, cum s-ar spune pe la noi pe aici. Și tot așa până când termin de făcut absolut tot ligienașul ăsta. Și dacă te întreb de ce am cămașă vișinie, ei bine, din cauza vișinilor. În cazul în care mă stropesc, să nu se vadă. Hai să continuăm și să lăsăm gluma și murdăritul pe mai târziu. Toate siropurile ce le-am preparat, toate sunt benefice pentru organism. Și vișinile la rândul lor conțin o grămadă de vitamine, mai ales vitamina C și da, atunci când e cald afară, cu siguranță vrei să-ți faci ceva răcoritor, iar vișinile sunt perfecte. Iar când am musafir, mereu sunt salvat de siropul de vișine și de celelalte siropuri ce le mai am. Și ați văzut și voi că lista e mare de acolo. E important să faci acest pas pentru că în felul acesta vișinile vor lăsa aproape tot sucul ce-l conțin. Așa că e necesar să te joci precum un bebeluș. Să strângi între degete, să iasă zeama la vișine. Și gata aici, mă duc să mă spăl pe mâini și revin cu noul pas. Acum, pofticioșilor, pasul în care aceste vișine vor fi îndulcite. Mai exact aceste 3,5 kg de vișine stoarse bine cu forța pumnului al lui șef Paul și Constantin, hai fie, am să adaug peste ele nici mai mult, nici mai puțin de 1 kg de zahăr. Da, asta e cantitatea care cred eu că se potrivește cel mai bine pentru familia mea. Dacă tu însă vrei sau preferi mai dulce, mai poți pune. Dacă nu vrei așa de mult zahăr, adaugă și du treptat până într-acolo încât să simți gustul potrivit pentru tine. Pun peste. După cum vezi, acest sirop de vișine este făcut la rece. Nu vreau să fierb absolut nimic. Poți să-l păstrezi pe ușa frigiderului chiar și un an de zile, iar dacă nu ai suficient spațiu în frigider, am să-ți arăt la final cum fac eu să evit ușa frigiderului. Nu să mă lovesc de ea, ci să rămână mai mult spațiu pentru altceva. Și dragii mei pofticioși, acest amestec va merge la frigider deocamdată pentru 24, chiar 48 de ore, timp în care vișina își va lăsa sucurile să rezulte acel sirop de care îți vorbesc. Acestea fiind spuse, siropul nostru este 50% gata. Dar stai lângă mine, nu pleca nicăieri, căci nu vei ști cum să faci să nu-l ai pe ușa frigiderului. Hai, ne vedem peste 24-48 de ore în funcție de extracție. Pun capacul și la frigider cu ea. 2 days later. Și ia uitați pofticioșilor, am apărut cu vișine. Le-am lăsat într-atât încât să se topească zahărul, să fie ceea ce trebuie, să-și lase sucurile, să se cunoască cu zahărul și să obțin un sirop pe cinste. Hai să-ți arăt ce urmează să facem în pasul următor. Dau capacul jos, mai amestec puțin și ia uite tu aici cum arată. Da, a venit vremea să stricor acest sirop de vișine și pentru asta am nevoie de un bol, uite așa, un pic mai mărișor și o bucată de tifon, pusă în patru mai exact, să nu treacă nimic, să iasă cel mai fin sirop de vișine ce îl vei consuma vreodată. Așa că o ultima amestecare, după care am să torn în bol. Prima tură, iau și adun capetele și las gravitația să-și facă treaba. Și uite așa strângușor să iasă tot siropul. Ia uite tu aici, uite tu aici cum izvorește. Zici că e din filmul ăla cu vampiri. Prima tură aproape gata. Iau și pun
într-o sită și iau și stor a doua tură. Las din nou gravitația să-și facă treaba, eu nu fac altceva decât să am răbdare. Este important să nu strângeți prea tare, pentru că nu ne interesează pulpa, ne interesează doar siropul, siropul de vișine. Așa că nu fi lacom, pune și tu mai mult la compost ca să-ți iasă un sirop pe cinste. Ia că din grătușa aceea de vișine am obținut siropul acesta. Eu zic că e satisfăcător și cred că ajunge. Dragi pofticioși, în cele ce urmează vreau să spun două metode prin care eu păstrez acest sirop pe timpul anului. În prima metodă e vorba de frigider. Mai exact, umplu cu acest sirop această sticluță, o pun la frigider și când am nevoie mă duc, iau, pun cu sifon, cu apă minerală, cu ce vrem noi și asta e. Dar dacă nu ai suficient loc pe ușa frigiderului, e bine, în metoda cu numărul 2 am să spun exact ce fac eu ca să păstrez acest sirop pe parcursul anului. Mai exact, am să iau să încălzesc acest sirop la 70 de grade. De ce 70 de grade? Ei bine, la acea temperatură, bacteriile ce le conține acest sirop s-au cam terminat, adică prin căldură s-au eliminat. La 70 de grade suntem safe. Sticluțele încinse bine la 150 de grade pentru 10-15 minute, după care le scoți cu grijă de la cuptor, să nu te frigi, pui siropul fierbinte în sticluțe, închizi hermetic, bagi sub păturică și lași acolo vreo 3 zile să se calmeze, să se tempereze, să-și reducă temperatura treptat. Și în felul acesta te asigur că siropul tău de vișine nu numai că n-are nevoie de frigider, dar va sta fără nicio problemă pe raftul de magazie cel puțin 2 ani, dacă nu chiar 3. Eu sper să n-ajungă și să se consume în primul an, că vorba aia, suntem pofticioși și ne plac bunătățile. Acum, prima metodă. Iau frumos o pâlnie, o sită deasă, în cazul în care e prea multă pulpă, să o putem opri în această etapă. Și iau frumos din sirop și torn în sticluță. Ia uite tu ce bine arată. Iei și pui capacul, duci la frigider și asta e tot ce trebuie să faci în prima variantă. Iar în a doua variantă, treburile sunt și mai simple. Implică cuptorul, atenție să nu te frigi, chestii de-astea simple. Hai să duc pe ușa frigiderului că am loc eu. Acum metoda numărul 2. Sită deasă, lingură de siguranță și iau și torn siropul în oală. Uite așa, ușor să nu dăm peste tot. Gata cu lingura, gata cu sita, puțină ordine, dau și drumul la foc între timp, iau castroanele, oalele ce le-am urdărit să le curăț, că dacă nu mi-au pe cocoașă și revin. Revin imediat ce ajunge siropul ăsta la 70 de grade. Să pun în sticluțe, să-l am pentru la iarnă. Hai, mă întorc imediat. Ne apropiem de 70 de grade, a început să se aleagă spuma, acum fii atent ce faci. Iei frumos o lingură și vii așa pe la suprafața acestui sirop, o iei și o pui aici într-un vas cu apă. Uite așa. Iau și pescuiesc tot. Ia că așa trebuie să arate, să fie limpede la suprafață. Mai am puțin. Aici avem resturi de bacterii, aici avem resturi de pulpă și nu vrem un sirop. Vrem să avem un sirop limpede ca lacrima. Așa trebuie să arate. Acum pregătesc totul pentru a pune în sticluțe. Ha, încă puțin și suntem gata. Hai să luăm și temperatura. Da, ne îndreptăm către 71 de grade, asta înseamnă că suntem acolo unde ne dorim. Și din acest moment, dragi pofticioși, nu fac altceva decât pregătesc sticluțele pentru a pune minunatul sirop. Hai, încă puțin și suntem gata! Și acum, pofticioșilor, haideți să turnăm siropul ăsta minunat de vișine în sticluțele super încinse. Uite așa, și cu grijă de artist. Iau și tort. După cum vezi, am o farfurie de inox sub aceste sticluțe, tocmai pentru a nu face șotii. Și cred că doamnele și domnișoarele care pun pe iarnă știu de ce folosesc acest truc. Și uite așa până când umplem ce e de umplut. Până aproape de buza borcanului. Ha, la următorul. Foarte bine ai observat că siropul acesta nu abundă de zahăr. E mai lichid. Nu e așa siropos cum te-ai fi așteptat. De ce fac așa? Ei bine, încălzitul ăsta la 70 de grade păstrează toate proprietățile acestor vișine. Adică avem gust, aromă, savoare, tot ce trebuie în paharul cu răcoritoare. Deci dacă vrei să faci un sirop pe cinste, ei bine, așa te sfătui să-l faci. N-are sens să-l fierbi de numai, n-are sens să-l îngroși, pentru că de ce să strici ceva ce funcționează? Acum am să pun capacele. Am aici o jumătate de sticluță, nu e nicio problemă, o folosim și pasta. Și încă 4 sticluțe pline ochi. Le pun capacul, strâng bine. Și dacă mai țineți minte, mai am încă o sticluță de jumătate de litru la frigider, pe ușa frigiderului. Asta fiind cea de-a doua metodă prin care eu v-am arătat vouă cum puteți conserva altfel acest sirop și să-i păstrați toate proprietățile. Dragii mei pofticioși, aceste sticluțe merg sub păturică pentru, știți foarte bine, 3 zile. Iar după 3 zile putem să le mutăm pe raftul din magazie. Așa că asta voi face. Am să plec cu ele și ne vedem peste 3 zile cu degustatul.
dragii mei pofticioși, un sirop pe cinste. Priviți și voi aici ce culoare are și sincer să spun, abia aștept să gust. E siropul de vișine de anul acesta și tare mi-e dor să-mi amintesc cum e gustul. Așa că în cele ce urmează, haideți să vă spun cum a ieșit, dacă e ce trebuie sau nu. Și să fie primit. Ia uitați ce culoare are, hai! Măi bune! Wow! Răcoritor exact cum trebuie să fie, iar vișina se simte excelent. Cred că e cel mai răcoritor sirop pe care poți să-l faci vara aceasta. Așa că, dragii mei pofticioși, îmi iau paharul, îl iau un gând pe Constantin și ne vedem data viitoare cu o nouă rețetă super delicioasă. Până atunci, rămâi frumos în amintiri, mereu pofticios și cu gândul la bunătăți. Te-am pupat, te îmbrățișez și ne vedem data viitoare. Hai, Constantine, treci în gând, ca să-ți dau și ție puțin sirop. Wow, wow!